Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou playthrough. Astăzi voi testa Saints Row 4, pentru că este un joc despre care am auzit o grămadă de lucruri. Mulți spun că este foarte amuzant, se aseamănă cu GTA ca și stil de joc, dar că este mult mai axat pe a face mișto de diverse situații în viață. Și așa că chiar aveam chef de ceva așa care să mă facă să râd. Și așa că voi încerca jocul ăsta și am spus așa că de două ori, să fie de trei ori și de patru ori, să continuăm. Nu vreau casual, normal pare ok, hardcore, hai să mergem pe normal, să nu-l facem nici prea, nici foarte, foarte. Și să vedem ce ne poate oferi acest Saints Row. Nu l-am jucat pe primele. Ce zice aici? And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. Arăt ca un Cezar. People were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell bent on destruction? Or puppish rogues living a life of murder? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun. Și dragoni. Iubesc dragonii. Au știut ce să-mi pună. Transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not cool. Miley Cyrus, pop culture icons. It is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Să înceapă, vreau să văd. Bun, a început bine. Muzica bună, muzica de început. America. Ok, am probleme cu comunicatorul. Sau mi-au pulsul, nu știu. Nu, e problemă cu microfonul. După ce tipa e sarcastică. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh yeah, I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should. Place că e o echipă multiculturală, diversitate, întotdeauna bun, e la mod acum. Era un iPhone roz care făcea să era o oglindă. Părea a fi iPhone. Probabil cu aplicație de oglindă. Că aplicația e la modă. I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Archer Odekar, follow me. O indiancă, o rusoaică. Superb. Chiar avem diversitate culturală. Eu sunt cam tăcut totuși. Eroul meu cel puțin. Și am o mască, nu-mi dau jos masca de pe față, că am avut o operație la nas și nu vreau să se vadă. Didn't expect them to be on business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. I'm the motherfucker. În caz că vă întrebați despre mine, era vorba. My tech guy bought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal. Cui pasă de numere? Oh, hell. Oh yeah! Acțiune! Păcat că nu-l controlez eu încă. Mi-ar fi plăcut să pot să le dau eu cafteală. Momentan o să-l vedem pe el cum face o secvență așa de acțiune. Ce mai, frate? Mai ceva ca 007, James Bond. Pac, asta am învățat când eram în Asia și mă antrenam. Se numește Kung Fu, fraiere. Pac, ușă fu. Ușă fu și nu mai e. Headshot. Superb. Și pe ăsta, las. Îl las în viață că spunem întrebări. Da, n-a spus niciodată de mine că sunt subtil. Nimeni n-a spus asta despre mine. Bun, are un început premițător, dar vreau odată să intru în acțiune, să simt că fac ceva. Nu mă deranjează de obicei quick time eventurile sau cinematicurile, dar parcă cinematicurile prea lungi taie puțin din distracție. Aștepți prea mult să intri în pâine. Aș vrea să le fi tăiat și ei puțin.
we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Și încă nu fac nimic eu. Wait a minute. Your hammer is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant tagger, a venerated agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. Suntem într-o bază de teroriști și facem dezbateri despre cât de ok e persoana aia. Hold that thought, Matt. God's ahead. Oh my god, în sfârșit pot să mă mișc. Și am făcut un penny. Apăsasem pe ceva greșit, îmi cer scuze. Îmi place că mi-a zis că vorbește în arabic. Dar nu mi-a zis ce vorbește, doar arabic. Ok, cum îl execut pe ăsta? Mă duc în spatele lui și... PAC! L-am executat în arabic. În stil arabic. PAC! Headshot! Asta am învățat de la Counter-Strike. Pe bune și fără mișto. Uite, puteam să trag în asta, să-l fac să explodeze. Ce roșu este. Deschide ușa, te rog. Haide. Asta este. Pac, ia-o, tenc un headshot. Nu te băga în fața mea, frate, că trag. Îi rup. Ce faci, mă, băiatule? Numai în fața mea stai. Nu la personal, ești praf, nu știi nimic, dar nu la personal. I'm just saying. Și ne mai trage în noi? Trăgeau chiar ăștia ai mei în noi? Super bine, ce pot să zic. Pac, stai, pe ăsta vreau să-l execut. Melee style. Aia e, dau piciorul în el. Ție-ți dau un glonț în cap. Ia, uite. Pac! Asta se întâmplă când te calc pe tine. Calc pe tine și ți-e cadavru. Asta se întâmplă când te pui cu cei de la Saints Row. Care suntem noi. Aparent suntem organizația Saints Row. Nu am jucat primele 3 jocuri. Le am. De fapt, 2-ul și 3-ul l-am. Dacă îmi va plăcea jocul ăsta, voi lua să văd și backstory-ul. M-a durut puțin, dar noroc că am făcut cursuri despre explozibil și știu cum să pic. Poziția testoasei, așa trebuie să pici. Când explodează ceva, pici în poziția testoasei. Oh yeah! Headshot din nou! Sunt curios să te poți fac, încă un headshot. Pac, pe tine vreau să te execut, fraiere. Pac, cuțit! Aia este! Și pe ăsta de aici vreau. Mamă, frate, deci am făcut atâtea buzunare. Ia uite. Zâmbetul larg. Este un joc care îndeamnă oamenii la violență. Sunt sigur că se va trezi cineva să spună: nu, domnule, ăsta este un joc care face oameni violenți. Putem să dăm, să vindem arme la copii și la adolescenți, dar nu jocuri violente. Pentru că nu armele îi determină să omoare, ci jocurile violente. De ce deschizi ușa? Nu știi că e curent? Mamă, ce mi-a tras cu rocket launcher la pe lângă cap. Îmi place de tipul ăsta. Este foarte sarcastic și ironic. Chimicale și explozibil, ce altceva îți mai trebuie? E combinația perfectă. Un fel de sugar, spice and everything nice. Doar că noi nu creăm aici de Powerpuff Girls, facem o bombă! Bomba, un movimento senzual, bomba, un movimento muy sexy. Sper să nu ne luăm copyright pentru că cântăm. Ia uite-l pe ăsta. Ce faci, fraiere? Tragi în prietenii mei? Aia e familia mea, ia de aici. Îngenunchează, așa, pupă piciorul. Și jurăm credință, pupă piciorul. Pe aici trebuie să o iau, mi-arată jocul. Băi, da, de ce mă lăsați bine să merg întâi? Adică să nu las cumva voi înainte să explodați voi. Ok, deci pe ăla trebuie să... Mamă, bullet time, sunt un fel de Max Payne acum. Am împușcat sticlele de vodka. Bă, dar numai pe lângă capul lui trag, să-mi bat piciorul de nu. E tare că am avut așa, m-am mișcat în reluare. Nu știu de ce intru în tantia asta. Ah. Nu-mi place pușca în gură. Nu mi-a plăcut niciodată. Știam eu de ce am luat o echipă pe tipa asta. Când dă o persoană capul de perete, păi băi frate, o dă cu capul de perete.
bun, trebuie să-l arec pe tipul ăsta. Wow. Fuck, un alt cutscene în care eu nu pot să... Aha, hai că o să mă lase și pune probabil. Exact, mă gândeam că o să mă lase să apăs pe chestii. Ia de aici, mănâncă podea, ia fier. Corpul tău necesită o doză de fier. Bă, trișezi? Nu e voie. Am zis în pumn să ne luptăm, nu în cuțite să ne înjunghiem. Eu nu simt durerea de cuțit, dar tu o vei simți. E, acum mă doare puțin. A trecut timpul ăla. Știi, aveam foarte multă energie. Adrenalină, pardon, și nu simțeam durerea. Fuck! Headshot! În lavă s-a dezintegrat. Și nu știu ce s-a făcut lava albastră. Ups! Mamă, nașpa! Trebuie să ajung la missile silo. A lansat racheta. Repet, a lansat racheta. Nu m-am dus unde trebuie. Sunt contra timp. Mamă, ce muzică. E Aerosmith? Mă, nu vreau să mă sacrific, what the fuck? Abia mi-a început viața. Cum să mă sacrific? Stat de tânăr. Doamne, Aerosmith. Fall asleep cause I miss you, babe. Și nu vreau să mor. Nu vă mai amintiți chestii, nu sunt mort încă. De ce sunteți nesimțiți? Băi, e super șmecher, dar încă sunt în viață. De ce sunteți nesimțiți? Șeful de la Saints către Ben Affleck și Bruce Willis. Avem un caz de rachetă nucleară. Și eu, frate, și mie o să-mi fie dor de tine. O să avem întotdeauna Las Vegas-ul. Wait, what? Drăguț de știut. Mai scoatem un... E bine, suntem luptător, cățărător de profesie și electronist, după cum pare. Sau poate s-a uitat la un clip pe YouTube și spunea acolo, trage firele. Ok, și circar, clar. La cum plonjăm, suntem și circar. Yes! Sunt ok. Sunt în viață. Bun, mi-a plăcut foarte mult începutul. Aș putea să spun că a fost explozibil, de-a dreptul. Și ce se întâmplă acum? Pac, am căzut direct la mine în scaun. Eventual vine și o bere. Nu, nu vine nicio bere. Aș fi vrut o bere, dar mă mulțumesc și picioarele pe birou. Este ok. Zero Saints 30, complet. Pac, enter să continuăm. Hai să vedem cine dă acum. Mă iubește America, sunt iubit. Ok, sunt președinte. Am un advisorul meu, seamănă cu Puff Daddy. Doar că puțin mai plinuz așa. Și mai am unul. Hai să vedem ce se întâmplă acum. Îmi place steagul așa, cu insignia în mijloc. E un fel de steag al României. Ok, customize character. Bun, ne creăm personajul acum. Atât am și vrut. Ăsta e genericul care l-am văzut în foarte multe poze, clipuri, etc. Nu vrem generic. Îmi place tipa și de obicei joc cu tipe în jocuri, pentru că prefer să văd un fund de domnișoară în timp ce joc decât să văd un fundul unui tip. Nu sunt misogin. Presupun că și domnișoarele care joacă de multe ori poate joacă băieți din motivul asemănător, nu știu, zic și eu. Ok, ăsta îmi place, e cu bâta de baseball așa în spate. Parcă prea așa Johnny Bravo-esc. Ok. Ori vin coace, ori îți dau o carată în bot. E puțin cam... cred că îl vreau pe ăsta. Ăsta este personajul care îl vreau. Mamă, și câte am aici de customizat. Oh my god. Sex, am zis că las masculin. Dacă așa mi l-a dat, așa mi l-a dat. Îl accept. Mamă, cât mec am mâncat. Puh.
Bună ziua, sunt Shaikan și preferințele mele sunt Mac KFC și Mac cu KFC împreună. Un Tower Burger de lasagne și de cheeseburger și de cheeseburger cu pizza și shawarma. Sau... Bună, sunt Shaikan și nu mănânc decât o frunză pe zi. Asta e dacă am mers la sală toată viața mea și am băgat câteva kg de steroizi. Știți ce? Vreau să fie așa un fel de anti... Nu vreau să fie ăla, mamă, mă fac cât mai frumos ca să atrag domnișoarele să... Ce are, frate, dacă ești mai plinuț? Ce are? Deci nu înțeleg. Este perfect ok să fii mai plinuț. Nu are nimic. E bine să nu fii plinuț pentru sănătatea ta, dar dacă ești... Asta este. De ce îmi dă să mă bronzez ca și cum aș avea sutien? În timpul meu liber mai port și sutiene. Sunt așa puțin... Am chestia aia de... Aoleu, își port bikini. Doamne, nu vreau să port bikini. Tânăr, vreau să fiu tânăr, măcar atâta. Sex appeal, clar, maxim. Ne bombăm acolo. O fi noi plinuși și ne place Mac-ul și KFC, dar trebuie să recunoaștem că Mac-ul și KFC nu s-a dus doar pe fund și pe burtă. Am mai coborât și prin alte părți. Bun. Ce freză vrem să-i facem? Short and wavy, nu... Short Hawk, nu... Cred că așa e... Mamă, frate, Don Juan de Marco! Ai, 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 Dios mio, che sex appeal! Beatles... Nu vrem Beatles... Tamed Afro... Ăsta e Beatles, nu... Nu vrem Afro, nu vrem Kiel... Doamne, ce e asta? Așa... Nu, nu, în orice caz, nu, ne, Samurai des. Unde este katana mea? De ce mi-a plecat aia de samurai? Vreau samurai înapoi, doamne, și cât de ok sunt cu partea mea feminină, pentru că eșarfa mea este cu roz. Băi, sunt fan al anilor 90, dar nu vreau nici atât de vintage. Cheerleader. În orice caz, dacă ăsta e cheerleader, mamă, frate, deci băiete e sexos. Îmi place că am un tatuaj cu o șopârlă pe gât. Pe bune, nu găsim și noi ceva, un... Aș vrea un tomahawk, dar de la mare, nu știu, așa... Oh, cât de tare! Poți fi Dragon Ball Z, frate. Și bad boy, barely legal, basic, bob. Serios, aveam un... Dintr-un motiv sau altul, aveam un fluturaș roz în păr. Dați-mi un tomahawk. Doamne, dar câte păruri era să zic. Doamne, câte de-astea de păr sunt. Cred că o să aleg ceva random, doar ca să scurtăm puțin. Free love. Nu. Foxhawk. Ce e ăsta? Nu. Hawked. Ăsta-l vreau. Asta căutam. Doamnelor și domnilor, în sfârșit am găsit. Nu vă speriați, este al meu și vreau să fiu verde fosfor... Îmi place roșu, dar nu. Verde fosforescent vreau să fiu. O să fiu un precedinte model, să fiu ok cu asta. Dar nu pot să am și... Nu, lăsăm aici The Natural Male. Dacă le fac și pe astea verzi, e ok. E ok ca să fiu în temă, ok, back. Nu cred că vreau machiaj, cred că sunt destul de metrosexual încât nu mai îmi trebuie machiaj. A lot of people in the press are asking when I know there has been a lot of we say America is a country about this campaign. I know there has been a lot of questions regarding my relationship with the old talk. Doamne, poți fi britanic. America is a country of opportunity. A country where we are free to pursue our interests and follow our dreams. Nu știu ce vreau. I said I was going to accomplish. For too long, the American people have suffered under the yoke of. I know there has been a lot of questions. Vreau să fiu britanic. My fellow Americans. Asta este. Asta este vocea care o vreau. Ok, nu știu. Ăla vreau. Asta vreau să fie tontul meu și complimentul. Mamă, ce mișcări am. Doamne, ce bine că am luat clasele alea de dans la bară. Asta e, tati. Cu asta o să dau toate fetele. Gata, putem să începem jocul.
Ne-am făcut un personaj exact așa cum îl vrem și suntem gata să intrăm în joc. Ia uite, uite, uite cum mă mișc. Așa, 5 ani mai târziu, nu e nicio problemă. Nu, n-am putut. Trebuia să port costumul ăsta, era prea sexy și trebuia păr verde, costum albastru. We lost 20 points, we can get it back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? No, you do. Ok, Casa Albă arată mult mai bine decât în pozele și decât în filmele din realitate. No. Will you get married? No. Un tigru? Am tigru și dansatoare la bară, Doamne, ce Casa Albă! Știu cum să fac o atmosferă. Și oameni... Senator care beau bere la colț. Domnilor, ăsta cred că este visul american, dar nu doar american, cred că ăsta este visul oricăruia. Ia să vedem ce are Keith să ne spună. Sperăm că are să ne spună ceva bun. Dar vom vedea ce are să ne spună Keith în episodul următor. Ca să nu lungim prea mult, o să las intro cu character creation și cu jocul ne vedem în episodul următor. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să continui, lăsați și voi un coment. Dați un like dacă v-a plăcut și dacă nu ați dat subscribe, dați subscribe pentru că urmează multe clipuri interesante. Și încă o dată vă mulțumim mult că ne urmăriți și o seară cât mai faină. Salutare, națiune!